Până la ora 11, la nivelul județului Timiș, nu s-au înregistrat incidente deosebite de ordine publică care să afecteze desfășurarea procesului electoral. De la debutul procesului de votare au fost semnalate patru incidente în context electoral. Cele mai frecvente sesizări au vizat frauda la vot, fotografierea buletinului de vot în timpul exercitării dreptului de vot și continuarea propagandei electorale. Mai exact, o sesizare privind fotografierea buletinului de vot la secția de la Voiteg. La Iecea Mare lipsesc trei buletine de vot, iar la Săcălaz, alegătorii au primit buletine de vot deja ștampilate Efectivele MAI au aplicat două sancțiuni contravenționale și au întocmit două dosare penale cu privire la posibile infracțiuni. IPJ-Timiș sublinează faptul că toate sesizările de incidente electorale vor fi verificate cu celeritate și echidistanță. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie pentru a asigura buna desfășurare a procesului electoral. Oamenii legii vă îndeamnă să sesizați orice încălcare a legii electorale la 112.